că voiam să vă mai spun ceva. Această carte se mișcă cu o fluiditate absolut remarcabilă între mai multe spații culturale. Acest personaj își începe povestea în Pacific, în timpul celui de-al doilea război mondial, dar fiind un om care lucrează în industria cărții și un om de succes în industria cărții, se plimbă destul de mult la mari târguri de literatură din toată lumea. E și o excepțională privire, nu doar asupra superficialității vieții din America în a doua jumătate a secolului 20, ci despre condiția umană pretutinde. Poate pare ceva banal, dar toate lucrurile importante par la un moment dat banale. Cine a văzut-o să se prezinte la standuri Humanitas? Da. S-a întâmplat ceva grav, nu? Și asta voiam să mai spun, că dacă vă place acest gen de literatură care nu stă pe loc, care e fluidă și în diferite... se mișcă și între niște culmi literare, are foarte multe referințe la autori, de la Ezra Pound până la Hemingway. E o carte care îți oferă multe lucruri, ca o cutie cu bomboane. Doamna Comănescu,